La fântâna albă plânge gălia noastră și doinește codrul cu durerea lui. În morminte sfinte, secerați de glanțe, dorm martirii țării și ai neamului. După masacrele de la Lunca, din regiunea Cernăuți, din lunile ianuarie și februarie ale anului 1941, în primăvara acelui an, pe teritoriul satului Fântâna Albă, din raionul Hliboca, la circa 2 km de granița nouă instalată de sovietici în iunie 1940, românii care vreau să ajungă în țara din Zare, România, au fost uciși. În acea zi, în poiana Varniței, a lăcrimat Mântuitorul. Ne mărturisește domnul Petru Grior, președintele Centrului de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți. Luna februarie 2017. După 76 de ani, ne aflăm din nou pe locul unde a avut loc sângerosul masacru din primăvara anului 1941, unde au murit sute de destini. Suntem acum în Ucraina, raionul Hliboca, în cantonul Varnița, așa numitul canton Varnița, sau poiana Varniței. Aici, pe locul acesta, au căzut martirii noștri. În fața noastră este localitatea Fântâna Albă, dincolo este granița cu patria mamă. Ce s-a întâmplat cu 76 de ani în urmă? După masacrele sângeroase de la Lunca, din iarna anului 1941, un zvon a pătruns cu iuțeala fulgerului actuala regiunii Cernăuți și zvonul acesta amintea chipurile că cei care doresc să treacă în patria mamă pot trece în mod legal, au dreptul ca să înainteze organelor de resort din regiunea Cernăuți o scrisoare scrisă în limba rusă sau ucraineană prin care se ceară să li se dea voie să treacă în patria mamă. Românii din actuala regiune Cernăuți au început să scrie cereri pentru plecare în România și au început să le înainteze organelor de resort din actuala regiune Cernăuți. În ziua de 24 martie 1941, locuitorii din orașul Storojeneț s-au întrunit în centrul raional, în orașul Storojeneț, și au depus cererile pentru plecare în România. Cererile au fost respinse și locuitorii s-au întors pe la casele lor. În memorabila zi din 1 aprilie 1941, locuitorii din satele Pătrăuții de Sus, Pătrăuții de Jos, Suceveni, s-au întrunit în ultimul sat în localitatea Suceveni, au intrat în biserică, au făcut o rugăciune, au scos praporele și crucile din biserică, au atârnat ștergarii albe, demonstrând prin aceasta că procesiunea este pașnică și s-au pornit către centrul raional Hliboca ca să depună cererile lor. Convoiul constituia peste 1500 de oameni. La acest convoi s-au alăturat și alți locuitori din satele învecinate și cei care intrau în Hliboca. Coloana care intra în Hliboca constituia peste 5.000 de oameni. Ei s-au adunat în centrul Hlibocei și după aceea s-au pornit către sediul NKVD-ului, care se afla în 1941 aici în centrul raional al Hlibocei, ca să depună cererile pentru plecare în România. Au ajuns la sediul NKVD-ului, a ieșit un milițian care rupea ceva moldovenește sau, să spunem, românește și le-a spus oamenilor, s-a adresat către oameni, oamenii au spus care sunt cerințele lor și milițianul le-a spus că trebuie ca
plece înapoi pe la casele lor, fiindcă cererile nu vor fi primite. Oamenii, când au primit vestea aceasta, au spus că mai bine ei doresc să trăiască liber și atunci pornesc către frontieră ca să treacă în mod ilegal. Dacă va trebui să moară, ei sunt gata pentru a-și depune viața pentru libertate. S-au întors din nou din Hliboca în vatra satului Suceveni și din Suceveni s-au pornit, iată, în direcția Fântânii Albe, fiindcă ei cunoșteau mai bine granița în aceste locuri. Aici, în Poiana Varniței, ei au fost întâmpinați de către grănicerii sovietici. Au început să țăcănească mitralierele. Acea zi din 1 aprilie 1941 s-a transformat într-un infern. Coloana care s-a pornit către frontieră era constituită din bărbați, femei și copii. Mureau bărbații, plângeau femeile și copiii. Aici, în Poiana Varniței, atunci a lăcrimat Mântuitorul. În 1943, guvernamentul provinciei Bucovina s-a adresat către pretura Plășei Storojeniț pentru a face o anchetă în privința celora care au căzut la Fântâna Albă și datorită acestor anchete care au fost efectuate în 1943 și au fost înaintate în ziua din 1 februarie 1943 guvernamentului provinciei Bucovina, noi am descoperit numele a 26 de martiri. Totodată, în privința aceasta, noi ne-am bazat și pe unele mărturii ale celor martori oculari care au participat la aceste evenimente sângeroase din 1941, fiindcă imediat, în 1942, poliția din Inspectoratul Regional de Poliție Cernăuți a efectuat o anchetă în privința martorilor care au participat. Și iată, datorită mărturiilor depuse la poliție, noi putem spune astăzi cum s-au petrecut aceste evenimente. Despre masacrul de la Fântâna Albă regăsim în presa vremii articolele jurnalistului Ion Dominte în ziarul Bucovina. S-a ocupat de problema masacrului la Fântâna Albă și totodată de problema deportărilor în masă care au avut loc în primul an de instaurarea puterii sovietice în Ținut. Într-adevăr, în ziua din 1 aprilie 1941, sub focul ucigător al mitralierilor, au murit sute de destini. Însă, pentru a elucida faptul acesta, eu mă gândesc că trebuie efectuat săpături. Centrul de Cercetări Istorice și Culturale din Cernăuți, pe care am onoarea să-l conduc, poate să adreseze organelor de resort din regiunea Cernăuți cu rugămintea de a începe săpăturile aici, în Poiana Varniței. Și totodată, centrul poate colabora cu alte instituții din România în privința elucidării acestor evenimente. Fiindcă au trecut 76 de ani până acum, însă noi încă nu știm numărul precis al jertfelor care au căzut aici în ziua din 1 aprilie 1941. Și eu mă gândesc că acesta ar fi un fapt creștinesc, iată, pentru elucidarea acestor evenimente. De 24 de ani, cu sufletele înlăcrimate, românii din nordul Bucovinei îngenunchează la Troița Eroilor, masacrați la 1 aprilie 1941. În această poiană, numită Poiana Varniței, după 50 de ani, în 1991, odată cu instaurarea suveranității Ucrainei, a fost ridicat un memorial în memoria martirilor căzuți la Fântâna Albă. Datorită autorităților raionului Hliboca și vreau să evidențiez grija lui Petru Panciuc, fost șef al administrației raionale de stat, acum președinte al Consiliului Raional. Începând cu 1991, au avut loc pelerinaje la locul acesta. Oamenii din satele din raionul Hliboca s-au pornit cu sutele încoace pentru
a face mitinguri de doliu și recviem în memoria martirilor. Aceste pelerinaje au fost conduse de către fețele bisericești din actuala regiune Cernăuți, iată de metropolitul Onufrie, care astăzi este metropolitul Ucrainei, al Chievului și întregii Ucrainei, totodată metropolitul Meletie, care astăzi este metropolit al întregii Bucovinii, și de fețele bisericești, de preoții raionului Hliboca, raionului Storoșineț și raionului Nouă-Sulița. Trebuie de evidențiat protopopul raionului Storoșineț, preotul Vasilii Covalciuc, care a dat totdeauna o mână de ajutor în privința acestor pelerinaje. Ne bucurăm astăzi pentru că prin binecuvântarea prea fericitului patriarh a României, patriarhului Daniil, prin televiziunea Trinitas TV de la România, care au venit aici la noi, la Bucovina de Nord, ca să afle despre tragediile care s-au petrecut aici, pentru ca aceste evenimente dureroase care au avut loc să fie știute nu numai aici în Ucraina, în Bucovina de Nord, dar în toată țara românească, în patria noastră și în toată lumea. Pentru că asemenea cazuri și evenimente ca să nu mai se repete. Astăzi noi suntem în acest loc sfânt, pe această Golgotă, pentru că asemenea cu Mântuitorul s-a dus jertfă pentru toată lumea, pentru iertarea păcatelor noastre, asemenea și acești martiri ai neamului nostru, s-au adus jertfă pentru libertatea pe care ei au dorit-o să o aibă. Aici, în fiecare an, începând din anul 1991, pe data din 3 aprilie, are loc Parastasul cel Mare și pomenirea acelor oameni care au căzut aici, în acest loc, și își dorm, și până acum își dorm somnul cel de veci. De aceea, venind aici, ridicăm aceste rugăciuni împreună cu binecuvântarea de la început a prea fericitului nostru metropolitului Onufrie, care acum este metropolitul Chivului și a întregii Ucraini, și prin binecuvântarea înalt preasfințitului metropolitului Miletii, al Cernăuțului și al Bucovinei, și cu stăruința părintelui Ioan Gorda, protopopul de la Adâncata, de la Hliboca, și mai ales cu o dragoste deosebită a părintelui stareț Melchisedec Vielnic de la Mănăstirea Putna, care în fiecare an, împreună cu frații călugării de la mănăstire, vin aici în această zi ca să săvârșească această rugăciune, această pomenire, acest parastas în cinstea acelor căzuți. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auză-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților victimilor căzuți la Fântâna Albă, în acest loc, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie, cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluie, miluiește. În primele pagini ale volumului dedicat masacrului de la Fântâna Albă a Cărții Durerii, regăsim lista martirilor secerați de gloanțele grănicerilor sovietici din ziua de 1 aprilie 1941. Aceste nume au fost descoperite în documentele de arhivă. Belmega Ioan al lui Teodor, Bicer Gheorghe al lui Ilie, Bostan Dragoș, Corduban Nicolae al lui Dumitru, Dăbâca Teodor al lui Gheorghe, Lupășteanu Titania, Mihailovici Ilie al lui Vasile, Opaiț Cosma al lui Ilie, Savu Pavel al lui Ioan, Țugui Mihai al lui Vasile, Ursulean Varvara al lui Nichita.
într-o fericită adormire veșnică, pomenire fă-le, Doamne, răpăsaților, o Dumnezeu, tuturor martirilor, căzuți aici, în acest loc, la Fântâna Albă, și le fă-lor veșnică pomenire. Trecem de clopte. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. În anul 2014, Cartea Durerii a fost lansată și în Suceava. Ștefan Rotaru, președintele Fundației Pro Rădăuți, a menționat că scopul Cărții Durerii constă în faptul de a arăta lumii întregi adevărul despre infernul comunismului, în care au fost împinși bunicii noștri, părinții noștri, subliniind că martirii cer dreptate și adevăr. Cu 2 ani în urmă, aici s-a sădit pomi pentru aleia martirilor. Cu 2 ani în urmă, cu noi a participat fostul consul general al României la Cernăuți, profesorul Romeo Sandulescu, totodată care a scos o carte de versuri și în această carte se spune că acei care au pornit spre patria mamă zac aici, în Poiana Varniței, fiindcă țara lor era țara din zare. Și iată, o vedem peste Fântâna Albă, este patria noastră istorică. Și de aceasta trebuie ca să ținem legături strânse cu patria noastră, fiindcă avem un lucru comun de efectuat, ca să-l ducem până la capăt. Fiindcă istoria cere de la noi și istoria nu iartă dacă noi lăsăm așa în uitare aceste evenimente.